Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Speranță dincolo de condamnare. Textul de memorat îl găsim în Plângerile lui Ieremia, capitolul 3 cu versetele 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Ascunderea chivotului legământului. Soldații babilonieni înconjuraseră Ierusalimul și nimeni nu putea intra sau ieși în siguranță din cetate. Însă când Nebucadnețar a auzit că oștirea egiptenilor venea împotriva lui, a oprit asediul și s-a dus să lupte cu aceasta. Acum că dușmanii plecaseră, oamenii puteau intra și ieși din nou din Ierusalim. Mai erau oameni în Ierusalim care îi rămăseseră loiali lui Dumnezeu, în afară de Ieremia? Da, mai erau oameni neprihăniți care au crezut prorociile lui Ieremia și care erau siguri că babilonienii se vor întoarce și vor distruge Ierusalimul și templul. Aceștia au fost tulburați deoarece multe vase sacre fuseseră luate din templu și duse în Babilon. Erau extrem de neliniștiți în privința chivotului legământului din locul preasfânt. Probabil că aceștia s-au simțit recunoscători, fiindcă babilonienii nu luaseră și chivotul. Ce puteau ei să facă pentru a salva chivotul de babilonieni? Probabil că s-au rugat ca Dumnezeu să-i ajute să găsească o modalitate de a proteja cel mai sacru obiect de la templu. Iar el a făcut asta. Oamenii aceștia s-au hotărât să ascundă chivotul într-o peșteră unde erau siguri că nimeni nu o să-l găsească, așa că trebuiau să țină totul secret. Nu știm când au ascuns chivotul. Poate că au ales o noapte înorată și întunecată, când nu-i putea vedea nimeni scoțând chivotul din templu. De asemenea, în timp ce îl mutau în peșteră, aceștia au trebuit să aleagă un traseu pe unde nu trecea nimeni. După ce l-au ascuns în peșteră, au acoperit cu grijă intrarea, astfel ca nimeni să nu știe că acolo se găsea o peșteră. După aceea, probabil că s-au rugat ca Dumnezeu să păstreze chivotul în siguranță, iar el a făcut asta. Știați că, în realitate, chivotul încă se găsește în peștera aceea? Iar cele 10 porunci, scrise de Dumnezeu însuși, se găsesc tot în chivot. Nimeni nu știe unde a fost ascuns în noaptea aceea. Aplicație. Cum ar fi putut să știe cu certitudine acești credincioși că Ierusalimul și templul urmau să fie distruse? Au crezut ei ce spusese Dumnezeu prin prorocii lui? Acuzat pe nedrept. În timp ce babilonienii erau plecați să lupte cu egiptenii, câți oameni credincioși au luat chivotul sfânt din Ierusalim și l-au ascuns într-o peșteră. Împăratul Zedechia, căpetenile lui și poporul sperau că oștirea egiptenilor o să-i înfrângă pe babilonieni și aceștia nu vor veni din nou să împresoare Ierusalimul. Însă Dumnezeu le spusese prin Ieremia să nu se înșele. Babilonienii aveau să se întoarcă, să cucerească și să dea foc cetății. Odată cu acest avertisment, probabil că Ieremia a simțit că nu mai avea ce să facă pentru a ajuta poporul care nu asculta. El fusese martorul credincios al lui Dumnezeu timp de mai bine de 40 de ani. Iar acum, în timp ce oștirea babiloniană era plecată, el s-a hotărât să se întoarcă la casa lui din Anatot, un sat aflat în apropiere de pământul seminției lui Beniamin. În timp ce părăsea Ierusalimul, a fost văzut de un gardian și a fost acuzat că fuge pentru a li se alătura babilonienilor. Gardianul acesta era nepotul lui Hanania, falsul proroc, despre care am învățat săptămâna trecută. Probabil că îl ura pe Ieremia din cauza profețiilor lui care susțineau că Babilonul va cuceri și va distruge Ierusalimul. Așa că l-a dus pe Ieremia în fața căpetenilor, iar aceștia l-au băgat în temniță. Sintagma multă vreme din versetul 16 se referă la o perioadă de câteva săptămâni. Perioada când s-a întors oștirea babiloniană după ce o izgonise pe cea egipteană. Și exact cum spusese Ieremia, babilonienii au înconjurat din nou Ierusalimul. Mai apoi, împăratul Zedechia l-a scos pe Ieremia din închisoare și l-a întrebat în secret: "Ai vreun cuvânt din partea Domnului?" Care a fost răspunsul lui Ieremia? Ieremia, capitolul 37, cu versetul 17.
Ieremia a răspuns, da, și am adăugat, vei fi dat în mâinile împăratului Babilonului. Aplicație. Cât de des ar trebui să ne întrebăm dacă Dumnezeu are vreun cuvânt pentru noi? Ar trebui să ne punem întrebarea asta doar când suntem în necaz, cum a făcut Zedechia? Adevărul este că am putea să evităm o mulțime de necazuri dacă am citit cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și ne-am supune lui. Cumpărarea unui ogor. Împăratul Zedechia l-a scos pe Ieremia din temniță, iar în discuția pe care au avut-o, prorocul l-a întrebat pe împărat de ce fusese întemnițat. El nu făcuse nimic care să merite o asemenea pedeapsă, așa că l-a rugat pe Zedechia să nu-l trimită înapoi în închisoare unde ar fi putut să moară. Căpetenile îl băgaseră pe Ieremia în închisoare, iar Zedechia fusese prea laș ca să li se opună. Dacă ar fi fost suficient de curajos încă să facă ceea ce era drept, l-ar fi eliberat pe bărbatul acesta nevinovat. În loc de asta, el doar l-a transferat în curtea altei închisori. Însă, acum se afla la suprafață, unde avea parte de mai mult aer și lumină. Într-o zi, vărul lui Ieremia, Hanameel, l-a vizitat în curtea închisorii. Hanameel avea un ogor în Anatot, unde locuia împreună cu Ieremia, doar că săcutucul lor se afla acum sub controlul unora dintre babilonienii care înconjuraseră zidurile Ierusalimului. Și cum niciunul dintre ei nu putea ieși pentru a merge la Anatot, Hanameel l-a rugat pe Ieremia să cumpere acel ogor. Tu ce ai fi făcut? Cei mai mulți oameni ar fi respins oferta lui Hanameel. Însă nu la fel a făcut și Ieremia. El a văzut în asta o oportunitate de a-și arăta credința în promisiunea lui Dumnezeu cu privire la viitorul țării lui. Conform unei profeții date de Dumnezeu, Ieremia i-a spus poporului lui Iuda că va fi captiv în Babilon timp de 70 de ani, însă după aceea ei puteau să se întoarcă în țara lor, unde urmau să aibă din nou ogoare, case și vii. Ieremia a crezut în promisiunea lui Dumnezeu. Pentru a-și arăta credința în promisiunea aceasta, el a cumpărat ogorul lui Hanameel. Mulți evrei din curtea închisorii au văzut ce a făcut Ieremia. Au văzut de asemenea și faptul că el credea cu adevărat că Dumnezeu își va ține promisiunea de a-și aduce poporul înapoi în țara lui. Aplicație. Tu ce poți face pentru a răspândi credința în cuvântul lui Dumnezeu? Un bun etiopian. Faptul că se afla în curtea închisorii nu l-a oprit pe Ieremia să transmită poporului mesajele lui Dumnezeu. El i-a avertizat ce avea să se întâmple dacă nu se vor preda babilonienilor. Ceea ce a spus el în curtea închisorii a fost repetat de alții în afara închisorii și în curând lucrurile acestea au fost cunoscute în întregul Ierusalim. Când au auzit căpetenile că Ieremia îndemna oamenii să se predea babilonienilor, s-au înfuriat și au vrut să-l omoare. Ei îl acuzau că descuraja soldații și oamenii. Ce le-a spus lașul de Zedechia, Ieremia 38, cu versetele 5 și 6? Iată-l că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Atunci i-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au pogorât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi. Și Ieremia s-a afundat în noroi. Temnița era o groapă adâncă și mocirloasă în pământ. În timp ce îl coborau cu funile în noroiul adânc și murdar, Ieremia era convins că va muri acolo. Dar Dumnezeu nu l-a uitat. Nu l-a uitat nici unul dintre slujitorii lui Zedechia, un etiopian cinstit pe nume Ebed-Melec. Când acest bărbat de treabă i-a spus lui Zedechia că Ieremia ar putea muri în temnița aceea îngrozitoare, împăratul a ordonat să fie scos afară. Câți bărbați a spus că ar trebui să-l ajute? Versetul 9. Împăratule, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău, de s-a purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă, are să moară de foame acolo, unde este... Căci în cetate nu este pâine. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, etiopianul. Ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare.
Nu este ușor să ieși afară din noroi, iar Ieremia era vârât adânc în noroi. Însă Ebed-Melec plănuise totul. El știa că bărbații vor trebui să tragă cu putere și cu grijă. Ce a făcut el? Ebed-Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia: pune aceste pecete purtate și aceste trențe sub siori, sub funii. Și Ieremia a făcut așa, a tras astfel pe Ieremia cu funile și l-a scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniței. Cât de ușurat trebuie să se fi simțit Ieremia! Fără îndoială, Ebed-Melec s-a asigurat că acesta avea pregătire, apă și haine curate ca să se schimbe. Nu a mai durat mult și Zedechia a vrut să vorbească din nou cu el. Ieremia a început să plângă în timp ce îl implora pe Zedechia să se încreadă în promisiunea lui Dumnezeu. Dacă s-ar fi predat babilonienilor, Ierusalimul și templul nu ar fi fost distruse și viața i-ar fi fost cruțată, dar el nu s-a predat. Curând, babilonienii aveau să cucerească și să dea foc cetății și templului, iar pe el aveau să-l ia prizonier. Cât de mult l-a iubit Dumnezeu pe Zedechia, cât de mult voia să-i arate milă, chiar și după ce făcuseră el și poporul împotriva sa. Aplicație. Lui Zedechia i-a fost prea frică de oameni ca să se încreadă în promisiunea făcută de Dumnezeu. Avem motive să ne temem că Dumnezeu nu-și va ține promisiunile? Ierusalimul distrus. Zedechia a crezut ceea ce îi spusese Ieremia, dar nu a avut suficient curaj ca să-i urmeze sfatul. Lui i-a fost frică să acționeze împotriva căpetenilor. Aceștia nu-l respectau din cauza acestei slăbiciuni și cei mai mulți oameni simțeau la fel. Dacă el ar fi declarat că el credea pe prorocul lui Dumnezeu, mulți oameni i-ar fi copiat exemplul și l-ar fi admirat cu adevărat. Dar el s-a hotărât să le facă lor pe plac și să urmeze sfatul prorocilor falși. Cât de trist! Dumnezeu își iubea poporul atât de mult încât tângea să salveze oamenii și frumosul templu. Cu dragoste, el le-a trimis avertizare după avertizare, dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. În cele din urmă a expirat timpul pentru Iuda. În al 11-lea an al lui Zedechia ca împărat, în anul 586 înainte de Hristos, babilonienii au făcut o spărtură în zidul Ierusalimului și au pătruns înăuntru. Ce condiții îngrozitoare au găsit în cetate! Nu mai era nici un pic de mâncare aici. În confuzia care a urmat, Zedechia și soldații lui au scăpat în timpul nopții. Ei au fugit la Ierihon, dar babilonienii i-au ajuns din urmă. Soldații s-au împrăștiat, însă el a fost prins și dus la Nebucanețar, care se găsea într-o cetate aflată la nord de Ierusalim. Zedechia și-a văzut fiii omorâți, apoi i-au fost scoși ochii. Fiind ultimul lucru pe care l-a văzut, această imagine îngrozitoare avea să-i bântuie amintirile tot restul vieții sale petrecute ca prizonier în Babilon. Cât de mult a încercat Dumnezeu să-l salveze de această experiență teribilă. La mai puțin de o lună, după ce babilonienii au pătruns în Ierusalim, aceștia au luat tot ce era de valoare din cetate și din templu, după care au dărâmat zidurile. Mai apoi au dat foc la toate clădirile importante. Printre acestea se număra și frumosul templu, care fusese un loc de închinare timp de mai bine de 400 de ani. Ieremia și alți proroci au avertizat că se va întâmpla acest lucru, însă oamenii și-au bătut joc de ei. Aplicație. Faptul că oamenii au râs de prorocii trimiși de Dumnezeu să avertizeze poporul aproape de sfârșitul vremii pentru Iuda a fost un lucru periculos. Este riscant să râzi de prorocul trimis de Dumnezeu ca să ajute biserica înainte de sfârșitul lumii. Ultimele zile ale lui Ieremia. Ierusalimul a fost distrus, iar locuitorii cetății au fost omorâți sau duși în captivitate. Până la final, Dumnezeu a lăsat deschisă ușa milei lui, iar credinciosul Ieremia a îndemnat poporul să intre pe ușa aceasta, dar oamenii nu au vrut să o facă. Dacă împăratul lor s-ar fi hotărât să se încreadă în Dumnezeu și să îi se supună chiar și în ultima clipă,
Unii oameni i-ar fi urmat exemplul, însă acum era prea târziu. Zedechia și toți ceilalți prizonieri au fost forțați să meargă sute de kilometri până în Babilon. Peste oamenii rămași în Iuda a fost numit guvernator un bărbat pe nume Gedalia. Ieremia se număra printre captivi, dar când Nebucadnețar a auzit că el își îndemnase poporul să se predea babilonienilor, a ordonat să fie eliberat. După câțiva kilometri, i-a scos lanțurile și s-a dus la Mițpa, acolo unde își avea cartierul general Gedalia. O parte dintre căpetenile armatei împăratului Zedechia nu au fost prinse și duse în captivitate, așa că s-au dus la Gedalia. Unul dintre ei, Ismael, împreună cu alți 10 bărbați, i-au omorât mișulește pe Gedalia și pe mulți alții. Alte căpetenii s-au temut că Nebucadnețar i-ar putea acuza de moartea lui Gedalia, așa că au adunat poporul și au plecat din Mițpa, îndreptându-se spre Egipt. Aceștia au vrut ca Ieremia să-l întrebe pe Dumnezeu ce să facă și au promis solemn să facă orice ar fi spus el. Prin Ieremia, Dumnezeu le-a spus să rămână în Iuda și a avertizat că dacă se vor duce în Egipt, vor muri acolo. Ce au răspuns oamenii? Ieremia, capitolul 43, cu versetele 2 și 3. Azaria, fiul lui Hosea, Ionatan, fiul lui Careah, și toți oamenii aceia îngânfați au zis lui Ieremia: minți, nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui, nu vă duceți în Egipt ca să locuiți acolo pentru o vreme, ci Baruc, fiul lui Neria, te atâți împotriva noastră ca să ne dai în mâinile haldeilor, să ne omoare sau să ne ducă robi în Babilon. Conducătorii i-au adunat pe toți, inclusiv pe Ieremia și pe scribul lui Baruc, și au călătorit în Egipt, unde spusese Dumnezeu că va fi din nou foamete și război. Probabil că Ieremia a murit în Egipt, însă credincios, până la final, a continuat să-și avertizeze oamenii cu privire la consecințele închinării la idoli. Aplicație. Cât de trist trebuie să fi fost Dumnezeu din cauza alegerilor pe care le-a făcut poporul său. Dar cum i-ar fi putut salva dacă ei nu îl lăsau? Dumnezeu face tot ce poate pentru a te salva de satana. Tu ce alegi? Cooperezi cu Dumnezeu? Fiți binecuvântați să faceți alegeri bune și să ascultați de Dumnezeu. Domnul cu voi!